Soarele Sălăjan există înainte de a exista județul Sălaj? Înainte exista? Soarele, probabil. Acum, domnul... La soare. Nu vă înțeleg ce m-ați întrebat, iertați-mă. E întrebare prea grea pentru mine și n-am înțeles. Domnul președinte. Vă rog, vă rog. Am ascultat cu mare atenție. Într-adevăr, Soarele Sălăjan nu este o stemă, doar că... Nu este o stemă, domnul. Numai puțin. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Că mă face să recurg la exemple concrete. Da, aveți răbdare. Uitați-vă dumneavoastră, asta este o stemă, domnul. Nu puțin. Mă cer scuze, dar nu... Cu atenție. Îmi cer scuze, sunt obraznic acum că vă întrerup. Asta este stema județului Sălaj. Corect. Soarele Sălăjan este unul dintre simboluri. Acum vorbiți cât vreți. Perfect. Vă rog. Și atunci, de ce dumneavoastră, din punct de vedere legal, și această interpelare este adresată și domnului secretar general, nu întâmplător, pentru că noi considerăm că este o problemă de legalitate. Pentru că toți sălăjenii se identifică cu județul Sălaj și cu această stemă pe care dumneavoastră ați prezentat-o, unde sunt mai multe simboluri, nu doar unul. Iar deci nu v-a deranjat că era stema Republicii Socialiste România, vă deranjează că e Soarele Sălăjan. Nu v-a deranjat că n-ați zugrăvit acele intrări în județul Sălaj. Nu v-a deranjat că n-ați făcut nimic de 16 ani cât a stat pe aici. Măcar să zugrăviți ce a făcut Ceaușescu. Vă deranjează că acum este Soarele Sălăjan acolo pus de către administrația pe care o reprezint cu onoare. Asta vă deranjează pe dumneavoastră, munca, nu ne munca. Nu, ne deranjează pe dumneavoastră... Nu, domnul președinte, nu pe noi ne deranjează. Noi, pe dumneavoastră sunteți reprezentanții aici. Cuiva, da, vă înțeleg. Înțeleg, nu da. Suntem da. Nimeni aici. Da. Da. Cei de la pe românii din... Și au o problemă. Pe cetățenii județului Sălaj îi deranjează Soarele Sălăjan. Indiferent ce spuneți, în comuna Buciu nu o să creadă în acel soare. Da, dumneavoastră ați fost și ați făcut un sondaj de opinie. Da, da, am fost. Pot să bravo. Vă felicit, vă mulțumesc. Domnul președinte, cum se numea acel soare înainte de existența județului Sălaj? Cum se numea? Tot Soarele Sălăjan. Pentru că județul Sălaj nu există dintotdeauna, nu? Cum se numea atunci? Să răspundeți-mi. Domnul Alin, dar oricât v-ați răspunde dumneavoastră, nu mă credeți, pentru că sunteți în afara acestor cunoștințe pe care nu eu le-am inventat. Soarele Sălăjan se numea dintotdeauna. Asta vă spun. Păi da, dacă dumneavoastră n-ați citit o carte de istorie care să vă edifice despre tradițiile și valorile din județul Sălaj, cu ce-ți devină? Iertați-mă că vă spun așa. Deci, în afară să jigniți în ultimul timp... Păi cum jigniți dacă... Păi jigniți pe toată lumea. În ce an a avut... Domnul, în primul rând pe locuitorii județul Sălaj. Asigur, nu pe noi. Asta e părerea noastră. Domnul Alin Demle, mă cobor și la nivelul ăsta, dacă trebuie. În ce an a fost construită Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău? Dacă nu greșesc, în 71? În 74. Bun. A fost pus Soarele Sălăjan acolo, domnul Alin. În perioada comunistă, nu? Da. Exista județul Sălaj atunci. Dar stema asta, când a fost făcută, domnul Alin? Eu cred că în forma actuală, după Revoluție, 91, eu așa știu. În 2012, domnul Alin. Da. Și nu știu exact. În 2002. Mă scuzați. În 2002. Deci, ar trebui să schimbăm tema asta, că Soarele Sălăjan e o invenție comunistă, așa-i? Nu zice nimeni. Cum adică, da, mi-a spus că e un simbol inventat aiurea. Correct. E vorba. Cred că purtăm o discuție aiurea, domnul Alin. E vorba. Dacă nu era campanie electorală, acum vă bucurați. Dacă ați fi avut ideea să folosiți simbolurile tradiționale ale județului Sălaj, ați fi fost bucuros, domnul Alin. N-ați avut, din păcate. Dacă acum cineva are o idee frumoasă și bună de a folosi simbolurile noastre pentru a ne identifica cu ceva, nu ar trebui să vă deranjeze, sincer vă spun. Eu, unul ca și român de aici, ca și om care îmi iubesc locul, n-am făcut-o electoral.